În septembrie 1990, în rețeaua unităților de învățământ din România, când, urmare a reorganizării, Liceul Nicolae Titulescu s-a divizat în două unități de învățământ, Liceul Teoretic Nicolae Titulescu și grup școlar ICM numărul 3. Începând din luna februarie a anului 1997, liceul a primit un sediu modern situat în strada Constantin Brâncoveanu, numărul 101 din municipiul Craiova. Începând cu anul școlar 1997-1998, la propunerea colectivului didactic și cu aprobarea Ministerului Educației Naționale, denumirii școlii i-a fost asociat numele lui George Valentin Bibescu, membru fondator al Automobil Clubului Român, inițiatorul turismului automobilistic european și intercontinental. Încă de la început, colaborările cu agenții economici importanți din Craiova au orientat noua unitate școlară de învățământ către profilul auto, așa cum ne-a povestit directorul liceului, profesor Laurențiu Dumitru. Colaborarea pe care liceul nostru a avut-o încă de la început cu întreprinderea Olsitesa a determinat meseriile și standardele în pregătirea profesională, orientând școala noastră prioritar către profilul auto. Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova a fost și este preocupat de identificarea și introducerea de noi calificări ca urmare a schimbărilor intervenite pe piața muncii locale și regionale și eliminarea calificărilor ce nu mai sunt cerute pe piața muncii. De asemenea, parteneriatele pe care liceul nostru le-a încheiat în ultimii ani cu operatori economici din domeniul auto, operatori care se implică în derularea stagiilor de practică a elevilor din învățământul liceal și profesional, în procesul de evaluare a competențelor profesionale ale absolvenților, la monitorizarea în ceea ce privește asigurarea calității, a dus la creșterea prestigiului liceului nostru. Prin efortul constant al cadrelor didactice, susținut de interesul și dorința de afirmare a elevilor și părinților, Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova s-a implicat în programele Erasmus+, în parteneriate cu diferite instituții, ce a avut drept rezultat creșterea prestigiului unității școlare. Directorul liceului, profesor Laurențiu Dumitru. Prin oportunitățile oferite de programele Erasmus+, a oferit în ultimii 5 ani elevilor liceului stagii de practică la agenți economici din țări ale Uniunii Europene, precum Polonia, Germania, Spania, Portugalia, acolo unde elevii au învățat lucruri noi, au înțeles cum se lucrează și în alte țări, ei devenind astfel mult mai încrezători în forțele proprii. Școala a derulat în ultimul timp proiecte de parteneriat cu ANFEA și GNFEA, Franța, Ungaria, Finlanda, pentru revizuirea curiculei în vederea acordării de credite transferabile recunoscute în spațiul Uniunii Europene, liceul nostru fiind printre primele 75 de unități de învățământ din țară, pilot în programul de reformă a învățământului românesc, FAREVET-RO 9405. Liceul Tehnologic George Bibescu este școală asociată UNESCO, statut care a fost reconfirmat anul acesta. Liceul a fost una dintre cele 4 școli din țară ce a fost cuprinsă în programul româno-francez de dezvoltare a învățământului profesional din domeniul auto. A fost singura școală din țară participantă la proiectul EGVET ASET, proiect prin care creditele transferabile în calificarea electrician electronist auto sunt recunoscute în țările Uniunii Europene. Ne mândrim cu faptul de a fi prima școală din țară care a introdus sistemul de supraveghere video pentru siguranța elevilor, cu 3 ani înainte ca legislația să prevadă acest lucru. De asemenea,
Primul radio școlar din țară cu transmisie online a fost Radio GSB Glasul Adolescenței, radioul Liceului Tehnologic George Bibescu. Astăzi, Liceul Tehnologic George Bibescu beneficiază de o bază materială modernă, având în componența sa, pe lângă laboratoarele dotate în domeniile principalelor specializări, cât și un campus ce a fost inaugurat doar cu câțiva ani în urmă. Directorul adjunct al liceului, profesor Viorel Saliu. Avem foarte multe laboratoare și săli de clasă moderne, dotate cu table inteligente. De asemenea, avem foarte multe echipamente de laborator pentru domeniile electronică și automatizări și pentru domeniul mecanică, ce pot permite diagnosticarea defectelor anumitor automobile. În ceea ce privește căminul și cazarea elevilor, dispunem de un cămin modern cu 100 de locuri, care are camere în care pot locui doi elevi cu grup sanitar propriu, foarte, foarte bine dotate și foarte căutate astăzi în Craiova. De asemenea, avem un atelier cu dispozitive pentru repararea și diagnosticarea automobilelor, o cantină care deservește elevii, mai ales elevii din cămin, și care este dotată la standarde europene în ceea ce privește ustensilele de preparare a hranei. În cantină pot să servească masa, la un moment dat, 50 de elevi. În clădirea cantinei avem o sală de festivități cu o suprafață foarte mare, de asemenea modernă, care permite desfășurarea activităților educative, școlare, dar și extrașcolare. Principalele calificări pe care Liceul Tehnologic George Bibescu le oferă elevilor sunt grupate pe trei domenii: mecanică, electric, electronic și automatizări. Despre oferta educațională a liceului pentru anul școlar următor ne-a vorbit directorul adjunct, profesor Viorel Saliu. Aceasta este oferta școlii noastre la școala profesională pentru anul școlar 2023-2024. Două clase, una de mecanică auto și cealaltă clasă, jumătate mecanică auto, adică 12 locuri mecanică auto și 12 locuri pentru electrician auto. La școala post-liceală avem trei calificări pe care le oferim, și anume tehnician echipamente periferice și birotică, tehnician transporturi auto interne și internaționale și tehnician diagnostic auto. Fiecare dintre cele trei calificări pentru câte o clasă, adică 28 de locuri la fiecare dintre cele trei calificări. La liceu, pentru anul școlar 2023-2024, ne propunem să atragem elevi pentru a înființa două clase de liceu. Una cu calificarea tehnician, electrician, electronist auto și cealaltă cu calificarea tehnician transporturi. La ambele calificări, în clasa a 12-a, deci în ultimul an de studiu, elevii pot să facă școala de șoferi gratuit, având în curriculum un modul numit conducerea autovehiculelor, și cu această școală efectuată la noi pot să depună dosarul pentru obținerea permisului auto de categorie B. La școala profesională, elevii în anul 3 pot să efectueze școala de șoferi pentru a obține atât permisul de categorie B, cât și permisul de categorie C. În timpul vizitei pe care am realizat-o prin atelierele Liceului Tehnologic George Bibescu, i-am surprins, în timpul cursurilor de practică, pe elevii clasei a 9-a,
lucrând la sistemul de frânare al unui autoturism. Ia explicați-mi și mie ce faceți voi acolo. Schimbăm sistemul de frânare. Cum te numești? Brunoiu Bogdan. Ești elev în ce clasă? A noua A. Și ce se face acum? Schimbăm sistemul de frânare, plăcuțele. Să-mi explici ce strânge șurubul la etrier. Șurubul care ține etrierul, etierul fiind sistemul care acționează plăcuțele de frână și frânează. De ce ai ales Livescu? Pentru că este un liceu foarte bun, ne învață o meserie și este ușor. Și ai putut să faci practic? Da. Ce ai mai învățat pe lângă a schimba plăcuțele de frână? Să dăm motorul jos, să schimbăm uleiul, să schimbăm chiurasa și multe altele. Și pe elevii din anii terminali i-am găsit la primele ore de conducere. Pentru mulți dintre ei, mașinile fiind o adevărată pasiune. Iar Liceul Tehnologic George Bibescu, locul unde își pot îndeplini dorințele obținând permisul de conducere. Punem contactul și pornim. Pornim, jos, verificat aici pe nivel. Ne uităm la bord, verificând dacă are aerul necesar pentru pornire. Și așteptăm să facă aer, da? De siguranță. Ești pregătit, da? Da. Ia uite, pe acolo a făcut aerul. Da? Da. Da? Deci e bine, da? Călcăm de jos, băgăm mâna a doua, treapta 2, eliberăm spuna de mână și plecăm, da? Ușor. Hai. Încet. Ușor cu ambreiajul, ușor. Atât, suficient. Salut, ești elev în ce clasă? 11 CP. Mihai Leo. Ce faci în acest moment? La ore de condus, facem ore de condus la camion. Da, ore de conducere de pe categoria C. Îți dorești așa mult să obțini permisul? Da, da, chiar îmi doresc. Pentru că este o pasiune pentru mine să am permisul și îmi plac foarte mult mașinile și am pasiunea pentru mecanică. Cum te numești? Mihai Victor Gabriel. Ești în ce clasă? 12 CB. Și ce faci tu acum, în acest moment? Învăț să conduc. E pentru prima dată? Ai mai... Nu, am mai făcut câteva ore înainte. Cum este să conduci? Este foarte bine, dar este greu la început. De ce ți se pare greu? Din cauza traficului și a emoțiilor. Ce vei face după ce vei termina cele 12 clase? Probabil o să mă duc la facultate. Cam asta aș vrea. Ce domeniu? Tot mecanică. Mecanică sau electromecanică și IT. Ce